Bună, dragilor, și bine ați venit și revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți abonate la canalul meu de YouTube și doresc să le spun și celor care nu sunt abonate să dea un click pe abonează-te și un click pe clopoțel pentru că nu vor plăti nimic. Am fost întrebată dacă se abonează, trebuie să plătească ceva în plus. Nu, nu trebuie, dragilor, să plătiți absolut nimic în plus. Astăzi vom lucra această cizmuliță pentru fetițe. De fapt, eu am făcut această cizmuliță și am zis că modelul, pentru că aici jos se lucrează la fel, să îl vedeți modelul cum se lucrează. Se poate face și pe cizme de adulți, pentru doamne. De aceea, eu am făcut această cizmuliță și pentru ea vom avea nevoie de talpă. Am folosit o talpă Andreea. Avem nevoie de pixul cu pastă, care vom semna marginea aici. Avem nevoie de un centimetru cu care vom măsura de jur împrejur, apoi sula cu care vom perfora, o croșetă numărul 2 și o croșetă numărul 3. Deci să începem și vom face în felul următor. Vom lua ca și reper mijlocul tălpii. Și vom face în felul următor. Vom pune centimetru. Da, aici e primul reper. Am luat ca și reper mijlocul tălpii. Și vom pune din centimetru în centimetru, vom semna. Apoi, cu sula, vom perfora toată talpa. Eu am perforat toată talpa și de aceea nu mai stau acum să o fac. Deci, după ce am perforat talpa de jur împrejur, vom lua croșeta de numărul 2. A, și am uitat să vă spun că la această cizmă am folosit Alize Diva Silk Effect. Alize Diva Silk Effect este codul, culoarea 62. Este un alb crem, o culoare foarte frumoasă, care mie îmi place mult. Și nu este așa sensibilă ca și albul zăpadă. Deci facem în felul următor. După ce am măsurat de jur împrejur, după ce am găurit de jur împrejur, luăm croșeta și vom face în felul următor. Tragem firul prin gaură și îl lucrăm. Facem un ochi de lanț, băgăm în următoarea gaură. Acum vom prinde și firul acela acolo pe margine. Și tragem un fir. Tragem bucla, o lucrăm, facem un ochi de lanț. Băgăm croșeta, tragem bucla și o lucrăm. Și din nou un ochi de lanț. Și vom merge așa de jur împrejur. Să-l mai prind un pic, am lăsat cam lung, nu o să-l prind tot. Așa. Deci vom merge de jur împrejur. Așa, tragem bucla, lucrăm, facem un ochi de lanț și din nou... Și mergem de jur împrejur.
Acum, după ce am mers de jur împrejur, am ajuns aici la ultimul. Vom băga croșeta prin primul picioruș. Facem un pas alunecat. Și vom lăsa croșeta numărul 2 și vom lua croșeta numărul 3 și vom face în felul următor. Deci după ce am făcut pasul alunecat, vom băga aici între primele piciorușe și vom face primul picioruș scurt și al doilea picioruș scurt. Și între fiecare piciorușe din talpă, în spațiu dintre ele, vom face câte două piciorușe scurte. 1, 2. 1, 2. Și vom merge așa de jur împrejur până ajungem din nou aici. Acum am ajuns aproape la capăt. Deci am mers cu câte două piciorușe în fiecare spațiu dintre piciorușele din talpă. Așa, ajungem la capăt. Și vom băga prin primul picioruș scurt, tragem bucla, facem pas alunecat, facem un ochi de lanț și pornim din nou cu piciorușe scurte în fiecare picioruș scurt. Eu la această botină, cizmă, am făcut doar două rânduri. Deci mergem și cu rândul acesta de jur împrejur, apoi vom începe partea din față. Deci mergem cu piciorușe scurte în piciorușele scurte. Am ajuns aproape de final și cu rândul al doilea. Și vom face în felul următor. Băgăm din nou prin primul picioruș scurt, facem pas alunecat. Tragem bucla și dacă voi doriți să mai mergeți cu un rând, puteți să mai mergeți cu un rând. Eu am făcut doar două rânduri. Deci, de jur împrejur, am făcut doar două rânduri. Voi, dacă vreți, puteți să faceți și trei. După ce am tras bucla, vom tăia. Așa, și acum vom începe partea din față. Vom căuta mijlocul și apoi vom începe cu 6 piciorușe scurte. Două, trei, patru, cinci, șase. După ce am făcut cele 6 piciorușe scurte, ne întoarcem și nu băgăm în prima, deci nu aici, ci în următoarea și vom merge din nou cu piciorușe scurte. 4 și luăm și pe cel cu care am început, se ia puțin mai greu, dar merge. După ce am lucrat piciorușe scurte și pe dosul lucrului, vom face doi pași alunecați. Băgăm croșeta din exterior spre interior, tragem bucla și o tragem și prin cea de pe croșetă. Din nou băgăm croșeta, tragem bucla și o tragem și prin cea de pe croșetă. Apoi vom începe din nou să mergem, deci nu în primul, în următorul, și vom merge cu piciorușe scurte.
Și la fel și în partea aceasta, băgăm croșeta din exterior spre interior, tragem bucla, o tragem și prin cea de pe croșetă. Băgăm croșeta, tragem bucla și o tragem și prin cea de pe croșetă. Și din nou. Deci nu băgăm aici primul ochi, ci în următorul. Și vom merge din nou cu piciorușe scurte. Este o talpă mărimea 23. Din nou facem pași alunecați. Așa. Și acum vom face 1, 2, deci vedeți care sunt rândurile, cum le număr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deci am mers cu 11 rânduri. Eu aici am unul format deja, acum dacă vin înapoi voi avea al doilea și voi merge până la 11 rânduri din acestea. Acum voi la ce număr faceți, veți face câte doriți voi, dar după cum vedeți este cam două treimi din talpă. Acum, când am ajuns cu al 11-lea rând, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, deci terminăm al 11-lea rând, vom merge pe partea din spate. Așa. Acum nu vom mai face pas alunecat, vom face piciorul scurt și vom merge cu piciorușe scurte până pe partea cealaltă unde se va uni cu partea din față. Să prindem și firul de aici. Deci mergem de jur împrejur până ajungem aici. Apoi când am ajuns aici, deci am mers cu piciorușe scurte, vom împunge în partea, pe partea din față, vom face 1, 2 piciorușe alunecate. Apoi ne întoarcem și vom merge cu piciorușe scurte de jur împrejur. Din nou, vom merge cu piciorușe scurte de jur împrejur. Și la fel, când vom ajunge pe partea opusă, pe partea aceasta, din nou vom face două piciorușe scurte, alunecate. Am treabă cu piciorușele scurte. Două piciorușe alunecate și ne vom întoarce din nou. Când ajungem pe partea aceasta și la încălțămintele mici se lucrează la fel ca și la cele mari, doar că vom face mai puține rânduri. Deci am ajuns aici și vom face doi pași alunecați, apoi ne vom întoarce și vom porni din nou cu piciorușe scurte. Și vom face așa 4 rânduri. Deci vedeți ce frumos iese. Ce ținută bună are. Deci vom face aici 4 rânduri. 1, 2, 3, 4. Deci vom face 4 rânduri de piciorușe scurte. 4 rânduri care sunt dus întors sau. Acum când am
Aproape am terminat și al patrulea rând. Vom tăia firul și vom face partea cu roșu. Dacă voi doriți să faceți într-o culoare, tot așa veți tăia firul și veți începe, o să vă arăt imediat, din interiorul. Acum am ajuns la capăt, băgăm croșeta, tragem firul, mai tragem o buclă și vom tăia firul. Așa, acum, după ce am tăiat bucla și firul, vom face în felul următor. Eu am făcut bendița aceasta cu culoarea roșie, tot Alize Diva Silk Effect. Dacă nu doriți, puteți să faceți și într-o culoare. Eu de obicei tau firul și când încep partea unde mergem de jur împrejur cu rândurile acestea, le încep din interior, pentru că de aici va fi început și modelul în sus. Și vom face în felul următor. Băgăm croșeta cam pe la mijlocul, pe interiorul tălpii. Și vom face în felul următor. Vom face piciorușe scurte, de jur împrejur. Între timp vom prinde în lucru și capătul firului roșu. La fel cum vom prinde și capătul alb care ne-a rămas și vom merge cu piciorușe de jur împrejur. Pentru model care vom merge în partea de sus, vom avea nevoie de multiplu de 6. Deci când mergeți cu al doilea sau al treilea rând, câte doriți dumneavoastră să faceți aici, va trebui să aveți multiplu de 6. Acum, în funcție de ce cizme faceți, mari, mici, deci trebuie să aveți un multiplu de 6. Pentru că atât ne trebuie pentru un model. Eu acolo am 7 modele, deci îmi trebuie 42 de fire. Așa, și vom prinde și acesta și vom merge de jur împrejur cu piciorușele scurte. Deci după ce am mers cu primul rând de jur împrejur, deci cum v-am spus, să nu uitați să numărați și la rândul al doilea, dacă nu aveți multiplu de 6, mai înmulțiți de câte ochiuri mai aveți nevoie. Acum, dacă mai aveți cu una, două în plus, aici am ajuns la capăt, da? Băgăm prin primul picioruș cu care am început, facem pas alunecat, facem un ochi de lanț și vom începe din nou și vom merge încă un rând de piciorușe scurte. Acum, dacă aveți doar cu 1-2 în plus, voi știți dacă să înmulțiți sau să le scădeți să fie 6. Deci, mergem cu piciorușe scurte încă un rând. Am ajuns și cu acesta. Îmi cer scuze, am zis 2 rânduri, dar sunt 3. Nu le-am numărat eu bine. Am rămas în gând cu cele de la cizmele mari. Mări mari. Deci, mai mergem cu un rând. Acum, asta tot la cum doriți dumneavoastră, la latitudinea dumneavoastră, faceți una, două, trei, câte doriți. Facem un ochi de lanț și mergem mai departe cu piciorușe scurte.
Apoi vom începe modelul și vom merge în sus cu modelul. Acum că am ajuns și cu al treilea rând la capăt, așa. Mergem până aici, împungem în primul cu care am pornit, facem pas alunecat. Acum, dacă ați făcut cu altă culoare, tăiați firul, dacă nu ați făcut cu altă culoare, aici nu mai tăiați firul. Și acum vom începe să mergem cu partea de model în sus. Și vom face în felul următor. Așa, acum vom începe să mergem cu modelul în sus. Și vom face în felul următor. Deci, dacă faceți în continuare cu același fir, atunci nu mai tăiați firul și veți face în felul următor. Una, două, trei. Luați jeteu în același loc. În același loc băgăm din nou croșeta și vom face încă un picioruș dublu. Deci avem în același loc două piciorușe duble. Luăm jeteu, lăsăm una, două, în al treilea băgăm croșeta, tragem prin două, nu terminăm piciorușul dublu, luăm din nou jeteu, băgăm din nou croșeta, tragem firul, tragem prin două și apoi prin toate trei. Și vom face 1, 2 ochiuri de lanț, luăm jeteu în același loc în care le-am făcut și piciorușele acelea, vom băga din nou croșeta, tragem prin două, nu terminăm piciorușul dublu, luăm din nou jeteu, băgăm în același loc, tragem prin două și apoi prin toate trei. Vedeți? În același loc avem aici două și aici două, două. Luăm jeteu, lăsăm una, două libere. În al treilea vom face din nou două piciorușe duble. Una, două. Luăm din nou jeteu, lăsăm una, două libere. În al treilea împungem, tragem bucla prin două, luăm din nou jeteu, împungem în același loc, tragem prin două și apoi prin toate trei. Aici vom face una, două ochiuri de lanț, luăm jeteu și în același loc vom face iar din nou un grup de două piciorușe duble. Deci tragem croșeta, tragem prin două, luăm din nou jeteu și acum vom trage prin toate trei. Apoi din nou luăm jeteu, una, două. În al treilea vom face două piciorușe duble. Acestea le vom termina fiecare. Dar când vom face grupul de 4, deci una, două, tragem bucla, deci ați văzut, tragem bucla, tragem prin două, lăsăm așa, luăm jeteu, din nou împungem în același loc, tragem bucla, tragem prin două și apoi prin trei. Una, două ochiuri de lanț, luăm jeteu și din nou tragem prin două, luăm jeteu, băgăm din nou croșeta, tragem bucla din nou prin două și apoi prin trei. Luăm jeteu, una, două libere și vom face cele două piciorușe duble în același loc. Așa. Și din nou, una, două. Și aici vom face piciorușele duble pe care nu le terminăm, apoi tragem prin toate trei. Una, două.
Așa, luăm jeteu. Una, două. Acum trebuie să le terminăm. Deci, vedeți, avem un grup de două, unul de patru, unul de două, unul de patru, unul de două, unul de patru. Două, patru, două și mergem așa până la capăt. Deci, cele patru. Nu terminăm piciorușul dublu, mai luăm jeteu, facem un alt picioruș dublu și una, două. Deci luăm jeteu, tragem bucla, tragem prin două, luăm din nou jeteu, tragem bucla, tragem din nou prin două și apoi prin toate trei. Luăm jeteu și vom face piciorușele duble, cele două care le terminăm până la capăt. Deci am tras bucla, tragem prin două, luăm din nou jeteu, tragem din nou bucla, luăm din nou prin două și apoi prin trei. Una, două ochiuri de lanț și împungem în același loc și facem așa. Acum cele două duble. Că aici am greșit eu. Deci facem cele două, una, două. Deci ultimul. Și băgăm aici. Deci tragem prin două. Jeteu, tragem din nou prin două și apoi prin trei. Și acum vom băga în 1, 2, 3. Da? În al treilea ochi de la lanț. Facem pas alunecat. Și vom mai face, băgăm croșeta pe sub, deci pe sub piciorușul dublu, tragem din nou, facem din nou pas alunecat, deci am făcut un pas alunecat și mai facem unul și vom face una, două, trei. În sus. Deci, vedeți, le-am luat pe deasupra. La fel vom face și cu acesta. Vom băga croșeta pe sub piciorușul dublu și vom face picioruș dublu. Luăm jeteu și aici, în interior acesta, vom face grupul de 4. 1, 2, jeteu și încă două în același loc. Luăm jeteu și aici unde avem grupul de două vom băga pe sub picioruș. Deci nu luăm așa, ci băgăm pe sub picioruș și facem picioruș dublu. Și din nou băgăm pe sub și facem picioruș dublu. Așa. Și acum, mai departe, luăm jeteu și vom face grupurile de piciorușe duble din una, două. Luăm jeteu, băgăm din nou. Luăm jeteu, după ce am tras prin toate trei și vom băga pe sub piciorușul dublu. Luăm jeteu
Și din nou vom merge una, două, din nou băgăm în același loc, tragem bucla, tragem prin două, luăm jeteu, tragem bucla, tragem prin două și apoi prin toate trei. Apoi, după ce am tras prin toate trei, luăm jeteu și vom lua pe sub piciorușul dublu și vom face cele două piciorușe duble. Luăm jeteu și vom merge așa până vom ajunge din nou de unde am pornit. Așa. Băgăm pe sub, aici, piciorușele duble. Deci facem piciorușe duble normale, dar că le băgăm pe sub acestea. Aici din nou vom face piciorușele duble, așa, și tragem prin toate trei, una, două, ochiuri de lanț. Ochiuri de lanț vom face doar între grupurile de două piciorușe. Acum, după ce am tras printre ei, luăm jeteu și băgăm pe sub. Luăm jeteu și băgăm pe sub și facem piciorușele duble. Și din nou, aici, tragem prin două, apoi prin trei, una, două, și din nou, tragem prin toate trei, luăm jeteu, facem piciorușele duble, luăm jeteu, una, ups, deci tragem prin toate trei, una, două, luăm jeteu, una, luăm jeteu, al doilea picioruș, tragem prin toate trei, luăm jeteu. De fapt, am ajuns aici. Deci, după ce am terminat și am ajuns din nou aici, 1, 2, 3, facem un pas alunecat, băgăm pe sub picioruș și tragem și facem din nou un pas alunecat. Apoi mergem cu 1, 2, 3. Luăm jeteu și din nou pe sub celălalt picioruș, facem piciorușul dublu. Apoi mergem la fel cu rândurile de jur împrejur. Așa. Aici eu am făcut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rânduri. Voi puteți să faceți câte doriți. Deci vom face 11 rânduri. Eu am acum 2 și mai trebuie să fac 9. Acum, după ce am mers cu cele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rânduri, ajungem la capăt. Băgăm croșeta, tragem bucla, facem pas alunecat, mai tragem o buclă și vom tăia firul. Acum, tot la fel, dacă vreți voi să faceți cu altă culoare, tăiați firul, iar dacă nu vreți să faceți cu altă culoare, atunci lăsați firul și lucrați în continuare în felul următor. Eu o să iau roșu, pentru că la mine aici este culoarea roșie și voi face în felul următor. Deci, voi împunge între cele două,
Voi face un piciorul scurt. Apoi un piciorul scurt aici, unul aici. Iar acum, între cele două piciorușe duble, facem un picioruș scurt, 1, 2, 3 ochiuri de lanț și din nou în același loc mai facem un picioruș scurt. Apoi vom face un picioruș scurt aici, una, două, trei, patru și cinci. Deci între cele două vom face 5 piciorușe scurte. Acum aici ne vom prinde cu un picioruș scurt. Deci aici avem 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Facem una, două, trei ochiuri de lanț și ne prindem din nou. Ne prindem din nou cu un picioruș scurt. În același loc. Acum, din nou. Una, două, trei, patru, cinci. Și din nou între cele două, unu, unu, doi, trei și din nou piciorul scurt în același loc. Deci aici avem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Iar între cele două, aici, piciorul scurt, 1, 2, 3 ochiuri de lanț și din nou picioruș scurt. Și una, două, trei, patru, cinci. Și din nou, unu, una, două, trei ochiuri de lanț, piciorul scurt în același loc. Una, două, trei, patru și cinci. Una, două, trei, din nou și una, două, trei, una, două, trei, opa, am greșit, deci trei, patru, cinci. Aici facem din nou o buclă, una, două, trei, sau picou, sau cum vreți să-i spuneți, una, două și am ajuns din nou de unde am pornit, facem pasul alunecat, tragem bucla și am terminat botina. Acesta este modelul. Acum voi puteți să-i puneți floricică, cum i-am pus eu aici, sau puteți să-i puneți o fundiță, sau puteți să-i puneți o broșă, ceea ce doriți dumneavoastră și ce aveți la îndemână. Aceasta este cizma pentru fetițe. Dacă vă place, vă aștept să croșetați și voi. Dar, cum am spus, acest model se poate face și pe cizme de femei. Eu
Vă doresc spor la treabă!